Bianca Adam este bătută, colo instigă la viol și acum Dana Budeanu are mai nou dosar penal pentru incitare la violență. Câte se mai pot întâmpla pe YouTube-ul ăsta, habar n-am. Deja devine super plictisitoare situația, pentru că lucrurile se repete și am impresia că lumea nebunește pe zi ce trece. Și intru desigur să văd ce se întâmplă cu chestia asta cu Dana Budeanu. Inițial nu știam absolut nimic de treaba asta, până nu-mi zice un prieten că bă, uite un pic pe internet că am aflat eu că Dana Budeanu are dosar penal. Și zic, bă, du-te de aici, că cred că e știre fake 100 în mie, că nu înțeleg de ce, adică ce ar fi putut să se întâmple întrucât femeia să aibă probleme cu poliția atât de mari. Și îmi trimite aici un link de la un site în care, aparent da, domnișoara noastră, Dana Budeanu, are într-adevăr probleme serioase. Și o să vă citez, prima dată vă citesc tot articolul ăsta, pentru că n-ar rost să zic de la mine chestii, mai bine vă citesc ceva ca lumea. Și scrie într-un fel, libertatea, dosar penal in rem pentru incitarea la violență, după un clip al Danei Budeanu. Procurorul cercetează faptă, dar nu a găsit autoarea. Nebunie. La 3 luni după ce Dana Budeanu a incitat bărbați într-un videoclip pe YouTube să lovească femeile binele societății, procurorii urmăresc penal faptul, dar nu găsesc autoarea, scrie Libertatea. Mai precis este vorba despre o anchetă în rem, adică se cercetează fapta fără vreun suspect. Ce logică e asta, vă rog frumos? Plângerea a fost făcută de către Centru Fila, același care l-a reclamat și pe Colo în martie, la câteva zile după ce creatoarea de modă Dana Budeanu a postat videoclipul în cauză pe canalul său de YouTube. Materialul a fost urmărit de aproape 500.000 de privitori, adaugă Libertate. Iar o dăm pe astea cu numerele. Bine, într-adevăr, atunci când ai un anumit număr de urmăritori, chiar trebuie să înțelegi un pic bine cuvintele. Hai mă, pe bune, atât de greu să ne cizelăm un pic și să nu spunem chiar toate căcaturile care ne vin pe gură. Pentru că așa, credeți-mă, și eu aș avea o grămadă de cuvinte de spus despre mulți de pe platforma asta și nu cuvinte frumoase. Credeți-mă, dar mă cizelez pentru că uite-te și tu ce probleme apar. Deja e un pic amuzant și repetitiv. Așa, să vedem ce se întâmplă. De notat că materialul, episodul 18 din Verdict Dana Budeanu, a fost disponibil pe platformă până azi, iar după ce Libertatea a publicat materialul despre cercetările polițiștilor, a fost pus pe privat, adică nimeni nu-l mai poate vedea. Stadiul anchetei este în rem, s-a început urmărirea penală cu privire la fapt, dar nu s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale. În acest moment nu există niciun suspect în cauză, se efectuează cercetări pentru a se afla adevărul și a fi stabilite toate circumstanțele cauzei, a declarat Călin Radu Bogdan, purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 în București. Ce a spus Dana Budeanu printre altele? Hai mai să vedem pentru ce s-a pornit tot scandalul ăsta, că sigur trebuie să fie ceva grav, că n-ai cum. Deci, în secunda 2 și a mețitele celelalte iau aminte. Tu o faci pentru binele comunității, tu așa trebuie să gândești. Tu nu o altoiești pe ea, tu altoiești pe ea puțin așa. Te faci că te scapă, înțelegi? Pentru căcatul ăsta. Băi, frate, nu trebuie să o atingi neapărat, că tu dacă te duci spre ea așa, iar cum se ferește. Serio? Băi, nu, e o porcărie. Tu oricum ai vrut, intenția exista, frica se instalează, dar se instalează la toate alte. Tu faci un bine comunității, bam, tu devii rogăști la ceilalți fătălări. E șmecherul șmecherilor, după cum a afirmat Cherea pe YouTube. Dar eu cred că chestia asta e spusă la bâză. Am impresia că tot ceea ce a spus în partea asta e la bâză oarecum. Într-adevăr că bărbații, dacă bat o femeie și îmi pun respect printre ceilalți bărbați, eu cred că era aici un fel de satir, un umor. Poate un pic mai negru, dar cred că era o satiră cumva la lumea de ziua de azi. Nu cred că chestia asta era pe bune, nu cred că ea a instigat la asta la viol, am ceva acolo. Nu cred că ea a instigat cu adevărat la violență, adică nu am zis bă, bătețile. Probabil că am făcut un pic referire la situația asta din România, pentru că e foarte prezentă, mai ales cu mentalitatea asta de meltenie, adică na, dacă îți bați un pic așa nevasta sau iubita sau așa, se calmează, știți cum e. Deci pentru tot căcatul ăsta, frate, nu știu cum să zic, dar din ce au spus, am impresia că este pur și simplu satir, adică pur și simplu își bate joc de gândirea unora. În sensul că, bă, așa gândesc unii oameni. Probabil chestia asta, nu cred că femeia a zis într-adevăr să, ca bărbații să-și bată nevestele pentru că sunt ei mari eroi în fața cerului. Probabil și, nu știu, tind să cred în continuare că ea a spus că asta e gândirea. Asta e gândirea după care merg mulți. Înțelegi? Asta este un principiu după care merg foarte mulți bărbați. În sensul că dacă, uite, îmi bat nevasta,
impun respect și față de ea și față de prietenii mei și față de celelalte fete, să vadă ce macho men sunt. Adică, na, o bat acum, se calmează și se calmează toate și uite ce șmecher sunt eu printre fătălăi mei. E probabil să fie fost o idee de asta, adică nu consider că femeia a vorbit în mod serios și nu consider că vreodată femeia asta a instigat la violență. Adică ea joacă un personaj și pentru cei ce n-au înțeles, Dana Budeanu din viața reală este diferită față de Dana Budeanu de pe YouTube. Pe YouTube toți jucăm un anumit personaj, că este un personaj poate mai dur, poate mai pămpălău sau ce personaj vrei tu. Poate joci rolul Cocalarului, de exemplu, cum o joacă și el, că și ăla e un rol, pentru că știe că asta prinde la public și asta va face în continuare. Rolul Danei Budeanu, ca să zic așa pe YouTube, cred, deci doar cred, nu pot să fiu sigură, cred că este asta așa, de a satiriza un pic lumea din ziua de astăzi, gândirea asta a multora dintre noi, a mețitelor și a mafioților ăștia, pentru că, într-adevăr, foarte multe tipuri despre care ne-a vorbit Dana Budeanu există și în viața reală, tipii ăștia de mafioși, mecheri cu gândire de melteni, există. Există foarte mulți bărbați cu gândirea asta și există și foarte multe amețite. Hai să nu mai dăm pe aia că femeile sunt mai ok și că ele trebuie protejate și că vai de mine. Nu, că și femeile uneori au o gândire extrem de penibilă și tâmpită și ele fac căcaturi. Doamne, jur, și eu sunt uneori foarte misogină, adică am impresia că unele femei chiar și-o caută cu lumânarea. Pentru că au unele o gândire foarte cretină și nu generalizez, dar mă refer că unele femei chiar au o gândire cretină. Am văzut, de exemplu, foarte multe fete pupincuriste, frate, care te pupă în curte, ridică în slăvi, pentru că sunt fierte după atenție și sunt fierte să fie aprobate în continuu, că cine sunt ele. Tipul ăla de femei pe care eu nu l-am suportat și nu o să o suport niciodată, genul ăla, vai, să mi victimizea în fața bărbaților, în fața tuturor, că ele nu pot, că nu știu ce, că trebuie să le ajungi. Frate, fii femeie puternică, du-te în gâtul mătii. Bă, nu suport femeile astea, mețitele astea, care, vai, nu pot ele să facă nimic, că ele sfulși de nea, frate. Ele nu ridică, nu pun osul la treabă. Păi cum să-ți permiți, bă, să pui femeie la treabă, handicapatule, bă. Păi eu sunt femeie, ce pula mea, eu trebuie să trăiesc în puf, eu trebuie să primesc de tăte. Gândirea asta e extrem de cretină, văd o grămadă de femei și mai bine zis fete cu gândirea asta, că ele într-adevăr merită totul pentru că ele sunt niște prințese, sunt niște super prințese, adică frate, nu meriți totul, muncești ca să primești totul și sunt și foarte, nu știu cum să zic așa, slipicioase. Vai, când se lipesc de băieți, vai, iubi, dar nu mi-e du-te în gâtul mătii că îmi faci greață și scârbă. Nici nu e de mirare că unele vă cereți, efectiv, sunteți pur și simplu penibile, frate, sunteți penibile, dragi. Nu am o problemă când văd o femeie puternică care știe ce vrea, să lupte, să fie independentă. Nu suport o femeie care trebuie să fie dependentă de un bărbat sau de oricine altcineva. Nu suport femeile astea care trebuie să se spurce pe la spate și ele nu sunt stare nimica, dar vorbesc de toată lumea că uite ce proastă e aia, dar ea nu face nimica. Că vă victimizați marea majoritate a timpului, că vreți ca bărbatul să vă facă totul, dar după aia vă căcați pe voi că vreți egalitate și tot nu vă convine chestia aia. Doamne ferește să le zice cineva tunul la voi că gata, e violență, e pe dracu, e merita mai mult, dar în fine, nici nu mai comentez. Și să continuăm acum materialul, reamintim că în urmă cu câteva zile vloggerul Alexandru Bălan a fost reținut de poliție, eliberat și pus sub control judiciar pentru instigarea la viol împotriva minorilor. Poliția a început cercetările săptămâna trecută când au apărut înregistrări mai vechi ale lui Colo în care a instigat la viol. Una dintre măsurile luate urmă a fost următoarea. Vloggerul are voie să publice conținut pe nicio rețea socială timp de 60 de zile, adică în perioada în care este plasat sub control judiciar. Da, deci până la urmă nu știu ce să zic. E destul de ciudată chestia asta. Oleu, oleu și vai de mine, am mai găsit aici ceva. Ce am mai găsit? N-am mai găsit nimica. Ba da, am mai găsit câte ceva, pentru că tot dau din articol în articol, că majoritatea până acum am citit, dar părerea faptului că Dana Budeanu joacă doar un rol pe canalul ei și că nu e așa în realitate, nu știu, îmi susțin părerea asta. Eu cred în continuare că femeia joacă doar un rol și că satirizează într-un mod foarte dur, ca să spun așa, societatea zilei de astăzi. E o satiră puțin mai dură, pentru că dacă nu merge cu frumos, încercăm atunci cu urâtul. Și nu consider că femeia este un pericol sau că
ar putea ea instiga la acte de violență, ea fiind femeie. Probabil are o gândire un pic mai din topor, ca să zic așa, și are un debit verbal ciudat, dar nu cred într-adevăr că are o astfel de gândire toxică și probabil că poate are unele frustrări și complexe, e perfect normal. Știu că nu a avut o viață extraordinară și a mai pățit-o, știu că a divorțat, a rămas parcă cu doi copii, corectați-mă dacă greșesc. Și când treci peste anumite chestii, se adună frustrări, se adună probleme și nu poți să fii la fel de roz și fericit și alte căcaturi. Și probabil, fiind cu o platformă atât de mare, simți uneori nevoia să-ți exprimi sentimentele, poate într-un mod un pic mai dur, pentru că, na, te lovesc complexele din toate părțile și nu poți să ții tot timpul totul în tine. Și până la urmă nu ți-ai de ce atât de greșit să te exprimi cum vrei. Dacă tu vrei să fii puțin mai dură în vorbire, dacă tu vrei să spui ceea ce gândești pe YouTube, dar din nou cu o limită, adică din nou nu zic că e ok să zici că mamă ce-am violat sau l-am omorât pe unul, e ok să mai spui că vrei să-i tragi una la aia, să fim serioși acum. Nu știu, e într-un fel și terapie chestia asta, vorbind cu abonații, deschizându-te în fața lor, pentru că da, nu găsesc greșit în a-ți exprima uneori opinia. Pentru că, din nou, este o opinie. Deși aici am văzut altă minune și mai interesantă, ci că scrie aici, în secunda aia trebuie să iei un pumn, să-i spargi gura, bă. Băi, stai, bă. Spunea creatoarea de modă, Dana Budeanu, în episodul 18 al emisiunii online. Nebunie. Dana Budeanu i-a sfătuit atunci pe bărbați cum să altoiască femeile, chiar și preventiv, redescoperindu-și în felul ăsta instinctul masculin. Nu doar că aceștia și-ar recurceri astfel bărbăția, dar ar face un bine societății și ar instala frica în femeia mai sugerată designer vestimentar. Dar nu cred, mă, căcaturile astea. Eu tot cred că pur și simplu își bate cu joacă un rol, nu? Poți să-mi spui tu ce mi-ai spune? N-ai cum, frate, n-ai cum să fii chiar așa. Adică, hai, dați-o în brânza mamei de treabă. Nu știu, eu... Nu pot să zic acum că iau apărarea, dar nici nu o să fiu unul dintre youtuberii, pentru că sigur o să sară mai mulți în capul. Nu o să zic niciodată o chestie de genul că, bă, misogino, când la rândul meu debordez de misoginism. Și da, femeie misogină, există, credeți-mă. Nu vreau să fiu unul dintre youtuberii aia care să zică că, bă, și-o merită, bă, ce căcaturi scoate pe gură, sau, bă, nu-i ok, hai, lasă-mă, frate, tot spunem căcaturi. Tăți spunem tot felul de porcării, nu înseamnă că dacă o zis o chestie de genul ăsta și o face, pur și simplu caterincă proastă, femeia vrea să vândă pe YouTube, vrea să-și facă abonați, like-uri, vizionări și a exagerat poate puțin cu rolul ăsta. Și ce mă enervează e că acum v-ați trezit în pui mei, acum ați trezește poliția. Alo, poliția, sunt cazuri grave care se întâmplă, sunt femei maltratate în momentul ăsta și nu pentru că zice Dana Budeanu. Ocupați-vă mai întâi de cazurile reale și serioase, tâmpiților, fătălăilor, să dăm așa pe față. Hai să ne ocupăm mai întâi de cazurile reale, că sunt femei care vin la poliție, sunt bătute, violate de soții lor și nu se face nimica. Înțelegeți? Deci hai să lăsăm un pic YouTube momentan, că deja o să ne luăm acum de tot ce zic youtuberii și hai să vedem un pic ce se întâmplă în realitate, pentru că e mai grav ce se întâmplă în realitate decât ce se întâmplă în media. Înțelegeți? Deci chiar sunt femei care sunt bătute și nu face nimic ca poliția pentru ei, pentru că cine să bagă? Nu știu, dacă poliția chiar vrea să acționeze cu ceva, vă rog frumos, atunci când vine o femeie bătută și spune că o bătă soțul, hai să nu mai închidem ochii, că am avut o grămadă de cazuri în care poliția a închis ochii. Dar îi deschidem dacă cineva zice un căcat de genul ăsta. Că... Bine, îi dau amendă lui Dana Budeanu, mare căcat. Cașul acolo, ce-o pățit ăla? Că primește o amendă, oricum are bani de să cacă pe el, nu postează 3 luni de zile. Mare căcat, nu mai poate el de asta. Stați liniștit că oricum bani are. Nu o să-l afecteze cu nimic. Dacă tot vreți să dați o pedeapsă calme, dați o pedeapsă închisoare, până te ia dracu și te calmezi. Ca așa cu amenduță, frate, ăștia au bani de rup, nu o să-i afecteze pe ei acolo câteva sute de lei, stați liniștiți. Cazuri de genul ăsta tot o să mai fie oameni pe YouTube care o să zică căcaturi. Nu știu, m-am obosit cu prostiile astea. Și în următorul episod vreau să vorbesc despre Marilu. Și vă zic și de ce. Am văzut un videoclip recent despre o tipă care vorbește despre Marilu, zicând că Marilu e un YouTuber toxic.
Da, bă, ești deșteaptă ca o curcă, n-am cum să zic. O să vorbesc foarte pe scurt acum. Nu înțeleg de ce invidia asta pe Marilu, pentru că fata ce, că se exprimă degajat, că n-are nicio rușine? Că asta gândește și asta spune, pentru că nu se ascunde în spatele unor pereți, că vai, nu discutăm despre sex, pentru că sexul e un subiect tabu, mă lăsați. Are curaj fata să zică exact ceea ce gândește, să fie fără perdea și nu vă convine. Nu știu, eu ce puțin nu ador pe Marelu, îmi place faptul că spune ceea ce gândește, că are curajul să spună anumite chestii despre care unii se cacă pe ei și că, bă, tot respectul, are niște povești, n-ai cum râzi la căcaturile alea. Dar ăsta a fost episodul. Știu că o să o tăcați pe Dana Budeanu, pentru că nu vă convine când vi se zice adevărul în față. Aia e. Ne vedem data viitoare. Pam, pa, pa.